Mărturisim și în seara aceasta că tot ceea ce suntem, suntem prin harul Tău. Tot ceea ce suntem, tot ceea ce avem, sunt binecuvântările Tale pentru noi. Te chemăm în mijlocul nostru. Luminează-ne mintea, atinge-ne inima. Și ajută-ne, Doamne, ca și prin tot ce se întâmplă în această seară, fiecare dintre noi să înaintăm și să ne apropiem mai mult de Tine. Însoțește-ne Tu. Călăuzește-ne și păzește-ne Tu. Amin. În această seară aduc în atenția dumneavoastră încă o epistolă Apostolului Pavel. Avem câteva biserici în Noul Testament care au primit mai mult decât celelalte. La Corint avem două epistole. Deși știm din epistolele acestea două că Apostolul Pavel a scris mai multe. Cel puțin încă una de care știm. Avem o situație asemănătoare și la Tesalonic. Prima dintre epistolele din partea lui Pavel în Noul Testament este către această biserică. Noi așa am început această secțiune cu epistolele, cu 1 Tesaloniceni. Da, am spus, repet, așa întreagăt, ordinea în care aceste epistole sunt puse în Noul Testament nu este ordinea în care au fost scrise, ci este o ordine a importanței. Dintre toate epistolele lui Pavel, cea mai importantă este epistola către Romani. Apoi, 1 Corinteni, 2 Corinteni, Galateni, Efeseni, Filipeni, Coloseni. Aceasta este ordinea. Creștinii din secolul IV, la finalizarea canonului, la hotărârea pe care o ia biserica la 397 la Cartagina, au rămas la această ordine canon. Și dacă mergeți până la final, până la epistolele pastorale, veți vedea că ei au avut, și noi încă mai avem astăzi, discuții cu privire la epistola către evrei. De aceea, deși este o epistolă foarte importantă, nu ni se spune în epistolă cine scrie. Cei de la Tesalonic au primit două scrisori. Aceste două scrisori abordează tematici asemănătoare. Au aceeași structură. Vocabularul este similar. Deși, dacă citești 2 Tesaloniceni 1 cu 1, afli că Apostolul Pavel este împreună cu un grup de frați. Sila, Timotei. Și scrisoarea oarecum vine din partea a întregului grup. În această epistolă, ca și prima, avem acest accent pe urmarea exemplului de viață pe care cei din biserică îl au în Pavel. Cum am fost eu când am venit între voi? Cum am lucrat între voi? Ce-am făcut eu în fiecare zi între voi? Modelul pe care l-ați văzut în mine, pe acela să-l urmați și voi. Ce anume a dus la scrierea acestei scrisori? Avem la începutul capitolului 2 o menționare explicită a cauzei acesteia. Sunt unii care au ajuns la voi și aceștia ar căuta să vă învețe că ziua Domnului deja a venit. A doua venire a avut loc. Și Apostolul Pavel scrie 2 Tesaloniceni să învețe
că lucrul acesta nu este adevărat. Și el aduce motive. Și motivele acestea fac această scrisoare așa de specială. Este una dintre cele mai dezvoltate explicări a scenariului care are loc în istoria lui Dumnezeu înainte de a doua venire. Apostolul Pavel le spune, a doua venire n-a avut loc, ziua Domnului n-a venit încă, pentru că uite ce trebuie să se întâmple înainte de aceasta. Și așa aflăm și noi cum va fi înainte să vină a doua oară Domnul. De aceea această scrisoare are o aromă deosebită. Scrisoarea aceasta mai atinge o temă foarte importantă. Tema lenei. Noi știm că nu e singura epistolă din partea lui Pavel cu privire la tema aceasta, când vom citi epistola către Tit. Cei din Creta sunt descriși în felul acesta ca pântece leneșe. Dacă e vorba de trăit, viața este mâncare și odihnă. Și ai în zona Mării Mediterane, în special între greci, această problemă, lenea. Și cei din Tesalonic o au. Așadar, în această seară, dacă e să adunăm toate și să le ducem într-o linie practică, acestea două vor fi. Cum va fi înainte să vină Domnul? Doi. Cum caută să rezolve Apostolul Pavel problema lenei? Revenind la prima parte, așa, doar în termen general, această epistolă ne arată un accent puternic asupra judecății lui Dumnezeu, judecată dreaptă, împotriva dușmanilor bisericii. Avem, prin excelență, și când spun prin excelență, pun ghilimele, un personaj rău care va veni pentru o vreme pe scena istoriei și care va fi nimicit împreună cu cei pe care el îi duce în rătăcire. Cei care creează probleme sunt descriși ca și cei care îi necăjesc, cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu, cei care n-ascultă de Evanghelia lui Hristos, în general, cei necredincioși. Noi deja ne-am învățat, când Apostolul Pavel scrie o scrisoare, nu-i de bine. E de rău. Se întâmplă ceva în biserică și scrisoarea caută să rezolve. Haideți să intrăm și noi și să mergem așa pas cu pas prin această scrisoare. Dacă cronometrați cât timp vă ia să o citiți, 10-12 minute. Dacă citești așa la o viteză normală. Nu este o epistolă lungă, dar are un conținut inedit. Nu mai găsești în alte locuri așa de mult despre acest personaj așa de rău. Despre fiul pierzării. Această scrisoare scurtă este o compoziție literară remarcabilă. Avem o introducere obișnuită. Pavel se prezintă, de asemenea ne spune cu cine este și grupul respectiv de frați trimit această scrisoare. Ni se spune pentru cine este scrisoarea Biserica Tesalonicenilor. Avem o formulă de salut, iar apoi avem o secțiune destul de extinsă de mulțumire. Noi știm că a fost la fel și 1 Tesaloniceni. De obicei,
porțiunea de mulțumire nu e așa extinsă la Pavel, dar aici, în ambele, ea este. Apostolul Pavel este foarte pozitiv în ce îi privește. El îi laudă pentru credința lor, pentru stăruința lor în credință în mijlocul tuturor necazurilor. Până acolo încât ei, pentru bisericile din zonă, ei sunt exemplu vrednic de a fi urmat. Noi deja am mai auzit lucruri de felul acesta despre cei din Macedonia. Țineți minte când am făcut 2 Corinteni, când am studiat împreună 2 Corinteni, în momentul în care Apostolul Pavel le aduce aminte, urmează să vin la voi, să iau ajutoarele pe care voi le adunați de o vreme, să le ducem la Ierusalim. Și voi veni cu frați din Macedonia. Ei sunt gata de anul trecut. Când viu, nu vreau ca voi să fiți făcuți de rușine, să fiți și voi gata. Din nou, ei sunt dați ca exemplu în privința aceasta. Partea a doua, capitolului întâi, începe și duce discursul spre ceea ce urmează în capitolul 2, și anume, aduce brusc în atenție a doua venire. Când va veni Domnul, El va aduce o pedeapsă severă asupra celor necredincioși. Și de asemenea, pentru cei credincioși, El va aduce o odihnă. Prima parte a capitolului 1 este despre osteneala credinței lor. Osteneală care la a doua venire își primește odihna pe care o așteaptă. Este o osteneală de care Domnul știe și care urmează să-și primească odihna. Și așa ajungem la versetul de bază, 2:2, să nu credeți că ziua Domnului deja a venit. Și le spune de ce. Și așa avem noi ceva ce nu mai avem în altă parte. Detalii despre evenimentele dintre prima și a doua venire. În Noul Testament, singura bucată de text care abordează această perioadă este cuvântarea Domnului din Matei 24 și 25. Dar acel text pune accent pe cum e în împărăția lui Dumnezeu înainte să vină Domnul. Și așa avem pilda cu cele 10 fecioare, avem pilda talanților și celelalte pilde. Tot acel discurs se termină cu judecata care e descrisă cu ajutorul imaginii păstorului care își adună animalele și le desparte. Oile într-o parte, caprele în altă parte. Așa va fi și la judecată. Textul acela arată ce trebuie să se întâmple în împărăție. Care trebuie să fie prioritățile celor care sunt în împărăție. Aici, 2 Tesaloniceni 2, suntem tot înainte de a doua venire, dar nu înăuntru, nu în împărăție, ci în afara ei. De aceea noi putem corobora aceste texte. Da, în împărăție, ca niște fecioare înțelepte, ca niște oameni care am lucrat bine cu avuția care ne-a fost încredințată, cu talentul sau talanții care ne-au fost dați. Pe când în afara împărăției e fiul pierzării, este taina fără de legii. Și așa, noi le așezăm pe acestea unele lângă altele, fie în felul acesta, în ce fel doriți, dar ele se petrec simultan. Înainte de cea de-a doua venire, va fi greu. Împotrivirea și gradul de înșelăciune vor fi mari. În mod concret, în traducerea noastră, cuvântul spune cea de-a doua venire nu va avea loc înainte de lepădarea de credință. Înainte ca o apostazie generală să aibă loc,
Dar noi știm că termenul acela pe care îl traducem cu lepădare de credință, apostazie, la rădăcina lui este o revoltă. Da, aleg să nu mai cred, dar nu sunt pasiv, așa, da, nu mă interesează. Nu. Sunt militant. Lupt împotriva credinței. De aceea, ori de câte ori auzim de eforturi concertate, de împotrivire față de credință, sau de un clopoțel, să fac niște legături, mai înainte să vină Domnul, trebuie să se întâmple așa ceva. Da, nu-ți cade bine să ai dușmani care luptă împotriva ceea ce crezi tu, dar să știți că atunci când așa ceva se întâmplă și este universalizat, tu undeva știi, ha, ce bine, în sfârșit. Cu cât aceștia se ridică mai tare și sunt mai răi, cu atât nimicirea lor va fi mai mare. Pentru că despre un așa efort a cărui vârf de lance va fi fiul nelegiuirii, fiul pierzării, tot Apostolul Pavel spune, când vine Domnul, îl nimicește cu suflarea gurii lui. Acest fiu al pierzării este dușman. Este un împotrivitor. Se înalță deasupra a tot ce se numește Dumnezeu. A oricărui loc și obiect de închinare. Se așează în templul lui Dumnezeu și se dă Dumnezeu. Vremea de acum este vremea tainei fără de legii, care precede arătarea celui nelegiuit. Și Apostolul Pavel folosește câteva cuvinte pe care noi nu știm cum să le explicăm. El spune că deocamdată acest fiu al pierzării și arătarea lui sunt oprite. Ele nu se arată. Și noi ne frământăm de sute de ani. Cine îl oprește? Nu voi intra în dezbateri, că nu știm. Avem evenimente asemănătoare în Vechiul Testament, îngeri, puternici al lui Dumnezeu care luptă. Dacă e vorba de așa ceva, foarte bine. Dar Apostolul Pavel nu ne spune ce anume îl oprește să se arate. Dar când se va arăta, va fascina pe mulți prin fapte publice făcute prin puterea Satanei. Semne și minuni. De aceea noi suntem așa de sceptici de orice manifestări din acestea care îți fură privirea. Pentru că nu știm originea lor. Nu știm. Și ele induc în eroare. Noi întotdeauna facem legătura cu cuvintele Domnului care spun celor care vor fi în partea stângă, nu știu cine sunteți, nu vă cunosc. Duceți-vă de la mine, lucrătorii fără de legi. Ce aduce o mângâiere și o pace este că pe acesta, pe fiul pierzării, Domnul Iisus îl va nimici la venirea sa. Nu este misiunea noastră să-l nimicim. Probabil nici nu-l putem. Este misiunea lui, când vine, să-l distrugă. De aceea, a doua venire este o încurajare care vine din descrierea a ceea ce aduce ea. De ce anume vor avea parte cei credincioși? Și aici avem limbajul odihnei.
Apostolul Pavel, în partea a doua, capitolul al doilea, din nou se dă exemplu personal. Purtați-vă după lucrurile pe care vi le-am scris. Despre învățătura pe care v-am dat-o. Și așa suntem în partea a doua a epistolei, care începe la 3 cu 1. Este, așa cum deja noi ne-am învățat, prima parte din epistolă de obicei este despre învățătură, partea a doua este despre trăire, despre viața creștină. El le cere sprijinul în rugăciune pentru lucrarea pe care o face el în atâtea părți. Să se roage pentru lucrarea lui și pentru ca ei să asculte ceea ce el le-a spus să facă. Și așa ajungem la cel de-al doilea subiect. Lenea. De la 3 cu 6 la 3 cu 13, Apostolul Pavel vorbește despre lucrul acesta. Și el are în vedere un fel general în care plasează acest subiect. Omul leneș trăiește în neorânduială. Această descriere ne ajută să înțelegem lenea. Lenea ajunge în viața mea, în viața unui om, atunci când viața mea evraiește. Atunci când nu este ordine în viața mea. Atunci lenea prinde rădăcină. Când toate sunt în toate direcțiile, eu nu mai fac nimic. Cel mai bun argument împotriva lenei este exemplul personal. Și acolo începe Apostolul Pavel. Așa cum ei l-au văzut pe el, cum el a muncit zi și noapte, așa trebuie să facă și ei. Așa cum el s-a întreținut pe el, la fel trebuie și ei să se întrețină pe ei înșiși. Deci mai întâi exemplu personal. În al doilea rând, nevoia celui care este leneș. Dacă cineva muncește, muncește pentru el. Pentru susținerea vieții lui. Pentru a pune pâine pe masă și acoperiș deasupra capului. Apostolul Pavel nu îndeamnă pe nimeni să lucreze pentru alții. Să lucreze pentru el. De aceea, și aici avem acel verset atât de cunoscut, cine nu muncește, să nici nu mănânce. Așa de tăios. Tăios. Și desigur, nu poți trăi fără să nu mănânci. Dar ajungi la pâinea de pe masă dacă ai pus-o tu pe masă. În urma muncii tale. Și desigur, Apostolul Pavel nu se oprește acolo. Dar muncești pentru a te întreține pe tine și pentru a ajuta și pe alții. Întotdeauna în jurul tău vor fi oameni în nevoie. Oameni săraci. Și noi știm și în veacul întâi și după și în vremea de astăzi cel mai defavorizat grup de persoane sunt femeia văduvă și copilul orfan. Când tata a murit, când cel care conduce casa nu mai e acolo, locul acela este foarte vulnerabil. Foarte vulnerabil. Noi când ajungem la epistolele pastorale, vom vedea că Apostolul Pavel atinge problema aceasta. Felul în care biserica are nevoie să aibă în atenție pe femeia văduvă și pe copilul orfan. Pentru ca cei din biserică să îi ajute pe aceștia care trăiesc în neorânduială, Apostolul Pavel le spune, folosiți ce scriu eu. Folosiți cuvântul meu. Autoritatea mea.
Pentru că aceștia să se îndrepte. Noi știm că adesea răspunsul pe care îl poți primi, da, tu vii și îmi spui acesta, dar tu cine ești? Ție ce străbuie? Apostolul Pavel vede lenea ca o problemă spirituală. Este viața unui om care e fără o rânduială. Și ea trebuie să fie corectată. Această corectare trebuie să fie una frățească. Una care nu vrea răul, ci una care vrea îndreptarea și creșterea. Așa avem la finalul epistolei 3:15. Această scrisoare este una dintre cele mai scurte. Și acolo ea se termină. Avem și benedicție și toate celelalte ca de obicei, dar așa, într-un mod foarte, foarte succint. Acestea sunt lucrurile pe care le avem în 2 Tesaloniceni. Ce se întâmplă înainte de a doua venire? Cum va fi la cea de-a doua venire? Și cum se rezolvă problema lenei din viața unei biserici? Frații mei, acestea au fost lucrurile pe care le-am avut în această seară, timp de întrebări.